Salutare, bine v-am găsit la un nou episod de tester numărul 8, nu, 6. Hai să începem. Fără frumos de aparta. Ce pula mea, cine ți sunt băgăm ești? Așa. Cu tot ecranul. Tot ecranul. Să văd. Că n-a unii mai hau. N-am inflat, doamne. Oh, așa bun. T-Rex game. Acum. Stai puțin. M-auzi? După ce termin să te duci... Stai că spun ce point aici. Mamă, ce gros mi-e. Urcă-te în mașină. Uite, te rog să te duci acolo. Dar de ce îl duci? Ce naibii faci? Fac roleplay cu el și vreau să-i dau bani pe treabă. Ok, T-Rex game. Stai, până dai tu T-Rex game. Da. De caută T-Rex game. Ce? Caută T-Rex game. Am căutat. L-am sunat doi azi. I-am înjurat de toți morții. Nu știu de unde are numărul meu de telefon. Așa. Gata? Da. Bun. Te rog frumos să mergi din mouse, să nu oprești mouse-ul și să te duci. Ok. Stai că mi s-a dus vocea, băga mea și pun. Așa, ce înseamnă PG? Roleplay-ul supra sau când nu oferi 6 pregale unei persoane. Bun. Vreau și eu două exemple de supranaturale și un exemplu de egalitate. 6 egal. Poftim? Vreau un exemplu, deci vreau un exemplu de șanse egale, da, și două de supranatural. Doamne. Nu știu. Hai, bă, vere, și zici. Bun, o dată. Când scoți armele din buci? Așa. De care calibru? De care calibru? Mare, mare. Bun. Și acum ai una de egalitate. Șanse egale. Când sar cu cătușele la mâini. Da. Vreau să mergi de mouse, dacă se poate. Bun. Vreau și să știu ce înseamnă metagaming. Când transmiți informații de pe Discord pe 5M. Adică? Când vorbești cu cineva pe Discord și zici... Bă, vere, știu asta. Vreau să știu cum înseamnă. Poftim? Vreau să știu ce înseamnă. Te-am întrebat ce înseamnă. Metal. Când transmiți informații OC, în scop IC. Bun. RDM. Când omori pe cineva fără un motiv. Fără un motiv. Adică mă duc, pot să-ți dau un exemplu? Hai de. Mă duc la un băiat și îl omor așa pe degeaba. VDM când omor pe cineva fără mașină, când omor pe cineva cu mașina. Ce puf. Și îl calc de multe ori, adică o să spun da, îl calc de multe ori cu mașina. Ce înseamnă no-fear? Când nu simulezi frica față de armă sau nu simulezi frica de închisoare. Adică nu când Nu. Hai să-ți formulez altfel. Există unul așa și unul așa. Agresiv și pasiv. Ce mă, agresiv? Ha? Poftim? Mai zi odată, că cred că n-am auzit bine. Agresiv și apăsat și pasiv. Activ, mă, nu agresiv. Cum? Activ! Aole. Mișcă din mouse. Acum vezi că te întreb de regulamentul smurt, ok? Ai, stai.
Ce mă? Trebuie să-mi văd și din asta să mor. Ha mă, că sunt ușoare, lasă, joacă T-Rex. Că sunt ușoare, să mor eu dacă nu. Bine, bine, stai mă, că am intrat aici. Cum răspund, cum reacționezi la un apel? Cum răspunzi la un apel? Bună ziua, mă numesc Matei. Să mor tu coaie. Bună ziua. Deci bă, eu te sun ca civil, da? La medic. Alo, da. Domnul Smurd, așa. Tu ce, cum îi zici? Alo, cum? Alo, bună ziua. Coaie, la ce sunt coaie tu? Poftim? La cine sunt tu? Păi stai mă că nu înțeleg, adică dacă cineva îmi spune... Deci bă, tu, ca civil, da? Da. La ce număr suni? 112. Bun, și cum reacționezi? Ce-i spun? Cum reacționezi la un apel, mă? Ce-i spui la apel când... Bă, deschizi telefonul, da? Și zici la civil, alo și mai cum? Alo? Ce vă putem ajuta? Coaie, ți-a dat exemplu cu aia de... Alo, a sunat la 112. Bun! Așa! Mamă, bă, n-am mai țipat. Când poți să folosești taser? În situații speciale? Bun, când nu ai voie să fii off-duty. Când nu ai voie să fii off-duty? Da. Când ai voie, ai voie! Când ai voie să... Da! Când... Da, atâta, da, un indiciu. E minim de persoane. Poftim? E minim de persoane, minim. Daddy Mouse. Deci când ai voie să fii off-duty? Când da. Ești din tură? Mai am câteva de asta, ok? Bun. Poftim? Ce înseamnă provoking? Când te ții după cineva și îl enervezi în continuu. Camping. Poftim? Camping. Când stai undeva și nu te miști. Și ce faci? Stai acolo, te miști, nu te miști, nu faci nimica? Și tragi în cineva. Bă, mai are și, bă, mai se numește și camping. Camping. Ce dă ție numele ăsta în cap? Camping. Când stai pe loc și nu te miști. Ca să ce? Ca să ai un avantaj în roleplay. Bun, trece pe... Bun, știi ce trebuia să zici tu la camping? Yeah. Că stai și campezi omul. Păi, ce am zis? Ai zis, nu știu ce ai zis, ai zis bine, lasă că mă uit pe filmare. Ce înseamnă roleplay scârbos? Când vă o persoană. Vomit o persoană? Stai să spun. Ce pula mea scrie, mă? Bă, te aud, coaie. Uite. Băi! Da! Te aud, nu trebuie să scrii! A! Olo, Doamne! De ce înseamnă? Când vii o persoană. Vomită, mă, nu știi să vă zici vomită? Ce? Nu știi ce înseamnă să zici vomită? Când vomit o persoană. Bun! Ce dracu mă zici mie? Bun, frate. Poți să oprești T-Rex-ul? Poftim? Poți să oprești T-Rex-ul? A trecut frații mei.